torsiunea barilor de secțiune oarecare. Definiții și porunci. La o bară de secțiune triunghiulară, pe și H, este egal cu MT supra alfa H de la 3. Se calculează un formul semn de la profile I sau I la profilele I sau I se calculează să vă luăm de relație tau maxim egal cu 3 MP supra delta 2 pe lângă
2 pe 2, 2 pe delta 2 pătrat, plus H1, delta 1 pătrat, omega, răsucire specifică, egal cu între supra 1 supra 3G, pe lângă 2B delta 2 deschis. Aici s-a rectificat la răsucirea specifică IMT supra beta HB la 3G. Iar aici am luat HB pătrat. Sendera. Profil pentru secțiunea dreptunghiulară. Pentru profil deschis este tau maxim, tau b, t, ori b maxim, supra 1, pe 3, supra 1, b, h, i, b, la 3, h, i. B este lățimea maximă a secțiunii, lățimea maximă a secțiunii transversale. Pe sfie și specifii 1, e, t, 1, pe 3, g, sumă din b, la 3, h, i. Profil subțire deschis aici. Aici, când avem un profil subțire închis, curba C, deci aici e curba C, profil subțire închis, deci așa, iar curba C este linia geniată. Și delta I, o să vedem, vă țin, fac maxim de supra 2 omega delta mi, omega, este aria închisă de linia mediană a profilului. Aria închisă de linia mediană a profilului, iar răsucirea specifică, delta, IMT supra 4G omega pătrat integral pe curba C, asta e curba C, linia mediană, să nu spuneți, D supra delta.